Potrivit senatorului PDL de Dâmbovița, Valentin Galcan, chiar dacă în administrația de stat s-a recurs la tot felul de șmecherii pentru ca angajații să primească prime la sfârșit de an, acum vor avea loc reduceri masive de personal. Primii vizați sunt secretarii de stat. Din analiza pe care am avut-o și noi în decembrie, ca o curiozitate, în foarte multe agenții guvernamentale existau posturi bugetate, dar care practic nu erau ocupate. Și am întrebat și noi, la ce e bun acest sistem? Și ni s-a explicat că pe vremuri sistemul era în felul următor. De exemplu, într-un birou la o agenție existau bugetate, să zic, 20 de posturi, dar 5 nu erau ocupate și nici nu le ocupau vreodată. Și atunci era practic o șmecherie ca la sfârșit de an, văzând că au niște bani în plus pe un buget aprobat la salarii, să le dea sub formă de prime la cei care erau acolo. Eu cred că, iarăși, lucrurile acestea nu sunt sub nicio formă în regulă. O cerință a premierului prin care ar dori ca inclusiv numărul de secretari de stat, pe cât posibil să fie redus, în multe ministere să fie eventual maximum 2 secretari de stat. Nici în administrația locală lucrurile nu vor fi tocmai roz, pentru că la nivel central se va realiza o standardizare a costurilor pentru primării, iar în câteva luni va fi și pusă în practică. Astfel, primarii vor putea angaja un număr de persoane pentru care vor primi bani de salarii de la bugetul de stat, iar dacă vor dori să facă angajări în plus, vor plăti din buzunarul lor sau din pușculița primăriei. Urmează și o a doua parte, și anume restructurarea la nivel local. Pentru că este inadmisibil ca o comună, vă spun de exemplu, de 3.000 de locuitori, să funcționeze cu 15-18 salariați, iar o comună cu același număr de locuitori să funcționeze cu 90-100 de salariați. Și eventual, din când în când, primarul acelei comune să înceapă să spună, știi că nu mai am bani de salarii, să-mi dea guvernul, că altfel îl pun lacătul pe primărie. Iar la televiziune dă bine treaba asta, cu lacătul pus pe primărie. Dar nu este corect ca până la urmă, ca primar, să angajezi oricâți vrei, pe ideea că oricum va plăti statul, când de fapt ar trebui să fie o standardizare a acestor posturi. Și această standardizare este în lucru în acest moment la Ministerul Finanțelor și în câteva luni ea va fi deja aplicată. Astfel încât fiecare primar va avea un număr minim de angajați în funcție de mai multe criterii. Numărul de locuitori, posibilitățile veniturilor locale, pentru că și asta este important. Dacă dorește să angajeze și alții în plus, foarte bine, dar să o facă pe bani pe care poate să-i strângă de unde știe el. Dar să nu mai vină la guvern și să ceară până la urmă din taxele și impozitele tuturor românilor să îi subvenționeze niște cheltuieli salariale pentru apropiații lor.